Abia a început plata ajutorului de 100 de euro pe cap de vacă de carne. Crescătorii de bovine primesc un sprijin financiar în valoare de peste 51 de milioane de lei, bani care vor ajunge în conturi în perioada următoare. APIA a anunțat că se efectuează plata aferentă ajutorului de stat în sectorul bovinelor de carne și al bubalinelor, aprobat de Guvernul României sub formă de grant în valoare de 100 de euro pe cap de animal. Potrivit APIA, suma plătită are o valoare de peste 51 de milioane de lei și se acordă de la bugetul de stat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale unui număr de 3.945 de beneficiari care au accesat această formă de ajutor de stat și unui efectiv de 103.433 de capete bovine de carne și bubaline. Cuantumul pentru ajutorul de stat este de 100 de euro pe cap pentru vacile din rase de carne și 100 de euro pe cap pentru bubaline. Pentru a încasa banii de la APIA, crescătorii de vaci de carne trebuie să fi deținut la data de 31 martie 2023 un efectiv de bovine de carne sau bubaline în exploatație cu cod ANSVSA înscrisă în baza națională de date. Bovinele de carne și bubalinele pentru care s-a solicitat ajutor de stat trebuiau înregistrate în registrul genealogic al rasei.